Bun găsit din nou! Știați că teorema lui Pitagora a fost formulată pentru prima dată în Babilon, cu 1000 de ani înainte de Pitagora? Se crede că matematicianul a fost primul care a demonstrat-o în anii 570 înainte de Hristos. La cursul de matematică de astăzi veți face o recapitulare a unei forme geometrice de bază, și anume triunghiul. Mult succes! Bună ziua! Numele meu este Maria Popescu și vom parcurge astăzi împreună o lecție de recapitulare la matematică. Tema acestei lecții, triunghiul. Să începem. Exercițiul numărul 1. Asociază fiecare literă din coloana A cu cifra din coloana B corespunzătoare răspunsului corect. În coloana A avem triunghiurile ABC, ABD, ACD, BCD din figura asociată enunțului, iar în coloana B avem tipurile de triunghiuri în funcție de lungimile laturilor, scalen, isoscel, echilateral. Trebuie să identificăm fiecare triunghi de ce tip este. Triunghiul ABC are fiecare latură cu lungimea de 6 cm, ceea ce înseamnă că triunghiul nostru este echilateral și lui A îi corespunde 3. Triunghiul ABD are două laturi cu lungimea de 6 cm și o a treia latură cu lungimea de 8,3 cm. Acest triunghi este deci isoscel și lui B îi corespunde răspunsul numărul 2. Triunghiul ACD are două laturi cu lungimea de 6 cm și a treia latură cu lungimea de 2,8 cm. El este tot un triunghi isoscel, deci lui C îi corespunde 2. Triunghiul BCD are toate cele trei laturi de lungimi diferite, una de 6 cm, una de 2,8 cm, una de 8,3 cm. El este scalen și atunci lui D îi corespunde răspunsul numărul 1. Trecem acum la problema numărul 2. Asociază fiecare literă din coloana A cu cifra din coloana B corespunzătoare răspunsului corect. În coloana A avem triunghiurile ABC, ABD, ACD din figura asociată enunțului, iar în coloana B avem tipurile de triunghiuri ascuțit-unghic, dreptunghic, obtuzunghic și varianta de răspuns conform căreia nu se poate stabili. Ce fel de triunghi avem? Triunghiul ABC este un triunghi care are unghiul B de 64 de grade ascuțit, unghiul C de 45 de grade ascuțit. Din rețeaua de triunghiuri pe care este construită figura, deducem că unghiul BAC are o măsură mai mică decât 90 de grade, deci ABC are toate unghiurile ascuțite, deci lui A îi corespunde răspunsul cu numărul 2. Triunghiul ABD are unghiul din vârful A, BAD, cu măsura mai mare decât 90 de grade, deci este unghi obtuz, deci triunghiul este obtuz-unghic. Prin urmare, lui B îi corespunde răspunsul cu numărul 4. Triunghiul ACD are unghiul din A, adică unghiul DAC, cu măsura de 90 de grade, triunghiul este dreptunghic, prin urmare, lui C îi corespunde răspunsul cu numărul 3. Exercițiul numărul 3. Suma măsurilor tuturor unghiurilor marcate în figura alăturată este egală cu varianta A, 90 de grade, varianta B, 180 de grade, varianta C, 270 de grade, varianta D, 360 de grade. Trebuie să evaluăm suma celor 6 unghiuri colorate din figură și rezolvăm această problemă aducându-ne aminte pentru început că suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este egală cu 180 de grade. Deci, dacă mă uit la primul triunghi, unghiul acesta plus unghiul acesta plus unghiul acesta au suma măsurilor egală cu 180 de grade. La fel se întâmplă în triunghiul al doilea din figură, la fel se întâmplă în triunghiul al treilea din figură.
unghiurile pe care le-am notat cu 1, 2, 3 au suma măsurilor egală cu 180 de grade. Prin urmare, cele 6 unghiuri din enunț au suma măsurilor egală cu 3 ori 180 de grade minus 180 de grade cât fac împreună unghiurile 1 plus 2 plus 3, adică 2 ori 180 de grade, adică 360 de grade. Răspunsul corect este, prin urmare, D. Problema numărul 4. Triunghiul ABC din figura alăturată este decupat dintr-o foaie de hârtie. Îndoim hârtia astfel încât vârful A să se suprapună peste un punct D care se află pe latura AB. Și apoi presăm. Măsura unghiului DEC este varianta A 45 de grade, varianta B 60 de grade, varianta C 90 de grade, varianta D 120 de grade. Ne-am amintit, rezolvând exercițiul anterior, că suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este de 180 de grade. Să ne uităm la triunghiul ABC. Cunoaștem două dintre unghiuri, B și C, au 72, respectiv 63 de grade. Prin urmare, unghiul A al triunghiului va avea măsura egală cu 180 de grade minus 72 de grade minus 63 de grade, adică 45 de grade. În momentul în care am pliat hârtia și am obținut unghiul ADE, practic, am obținut un unghi congruent cu A. Unghiul A, repet, este congruent cu unghiul ADE. El va avea, deci, tot măsura de 45 de grade. Unghiul ADE, a cărui măsură ne este cerută, observăm că este unghi exterior triunghiului ADE. Deci, măsura unghiului DEC este egală cu 45 plus 45, adică suma măsurilor unghiilor neadiacente lui, adică 90 de grade. Răspunsul corect este, prin urmare, C. Problema numărul 5. Congruența care lipsește, ca să dovedim că cele două triunghiuri din figura alăturată sunt congruente conform cazului. La punctul A, latură, latură, latură. La punctul B, latură, unghi, latură, este. Trebuie să ne aducem aminte cazurile de congruență și să vedem care este relația de congruență de segmente sau de unghiuri care ne lipsește ca să justificăm faptul că ABC este congruent cu MPN. La punctul A, cazul pe care trebuia să îl aplicăm era latură, latură, latură. Știm că AB este congruent cu MN, știm că AC este congruent cu MNP, cele două triunghiuri sunt congruente conform cazului latură, 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 înseamnă că lipsește congruența BC congruent cu PN. BC congruent cu PN. La punctul B, cazul de congruență din enunț era latură, unghi, latură. Știm că AB este congruent cu MP, știm că AC este congruent cu MN, repet, cele două triunghiuri sunt congruente conform cazului latură, unghi, latură, deci congruența care lipsește este unghiul A congruent cu unghiul M. Exercițiul numărul 6. În figura alăturată, unghiul DAB
este congruent cu unghiul CBA și unghiul CAB este congruent cu unghiul DBA. Demonstrează că triunghiurile DAB și CBA sunt congruente. Cazurile de congruență studiate, vi le reamintesc, sunt latură-unghi-latură, latură-latură-latură, unghi-latură-unghi, latură-unghi-unghi. Să vedem care dintre ele ne ajută să rezolvăm acest exercițiu. Din ipoteză, unghiul DAB este congruent cu unghiul CBA. Deci, DAB este congruent cu unghiul CBA. AB este latură comună celor două triunghiuri, deci AB este congruent cu BA și tot din ipoteză, unghiul ABD este congruent cu unghiul BAC. Prin urmare, conform cazului unghi, latură unghi, triunghiul DAB este congruent cu triunghiul CBA. Un nou exercițiu. În figura alăturată, punctul D este simetricul punctului B față de A și punctul E este simetricul punctului C față de A. Demonstrează că segmentul BC este congruent cu segmentul DE. Să ne aducem aminte ce înseamnă că D este simetricul punctului B față de A. Deci D este simetricul punctului B în raport cu punctul A. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că am prelungit segmentul AB cu un segment congruent cu el și am obținut astfel punctul D. Cum putem să demonstrăm că segmentul BC este congruent cu segmentul DE? Pentru rezolvarea acestui exercițiu, aplicăm metoda triunghiurilor congruente. Pentru aceasta, vom plasa cele două segmente a căror congruență trebuie să o dovedim în triunghiuri congruente. Deci, pasul 1. Identificăm o pereche de triunghiuri care au ca laturi segmentele a căror congruență vrem să o demonstrăm. În cazul nostru, triunghiurile sunt ABC și ADE. Pasul al doilea. Demonstrăm congruența celor două triunghiuri identificate. Din ipoteză, D era simetricul lui B față de A. Prin urmare, BA este congruent cu DA. Unghiurile BAC și DAE sunt opuse la vârf, deci ele vor fi congruente. La fel, din ipoteză, știm că E este simetricul lui C față de A, deci AC este congruent cu AE. Prin urmare, conform cazului latură-unghi-latură, triunghiul BAC este congruent cu triunghiul DAE. Am ajuns acum la al treilea pas din metoda triunghiurilor congruente și anume acela în care deducem congruența segmentelor. Unghiurile BAC și DAE erau congruente ca opuse la vârf. În triunghiuri congruente, la unghiuri congruente se opun segmente congruente. Prin urmare, BC este congruent cu DE. Vă reamintesc că o astfel de pereche de segmente BC și DE se numesc segmente corespunzătoare sau laturi omoloace. Următorul exercițiu este un exercițiu complex la care rezolvarea, cheia rezolvării va fi metoda triunghiurilor congruente, însă aplicată de câteva ori. Pe laturile unghiului XY se consideră punctele A, B, respectiv AB, respectiv CD. Aceste
aceste puncte sunt plasate astfel încât OA este congruent cu OC și AB este congruent cu CD. Segmentele AD și BC se intersectează în punctul E. Demonstrează că semidreapta OE este bisectoarea unghiului XOY. Așa cum spuneam, soluția este construită pe metoda triunghiurilor congruente. Comparăm pentru început triunghiurile OAD, deci triunghiurile OAD și OCB. Din ipoteză, știm că OA este congruent cu OC. Observăm că unghiul O este comun celor două triunghiuri, deci AOC este congruent cu COB și OD are lungimea egală cu OC plus CD, care este egală cu OA plus AB, deci OD și OB au aceeași lungime și sunt congruente. Conform cazului latură-unghi-latură, triunghiul AOD este congruent cu triunghiul COB. În aceste două triunghiuri, unghiurile omologe OBC și ODA sunt congruente. Comparăm triunghiurile ABE și CDE. Din ipoteză, CD este congruent cu AB. Am demonstrat anterior că unghiul D, adică CDE, este congruent cu unghiul ABE și totodată unghiurile cu vârful în E, DEC și BEA, sunt congruente ca unghiuri opuse la vârf. Prin urmare, conform cazului latură-unghi-unghi, triunghiul ABE este congruent cu triunghiul CDE. Și de aici deducem că CE este congruent cu AE. În sfârșit, am ajuns la o pereche de triunghiuri care conțin unghiurile care ne interesează pe noi, și anume unghiurile cu vârful în O, și anume triunghiurile OAE și OCE. Aceste triunghiuri au laturile respectiv congruente, deci, conform cazului latură-latură-latură, ele sunt congruente. Atunci, la aceste laturi congruente, EC și EA, se opun unghiurile COE și AOE, care sunt congruente. Acum, să vedem. OE este interioară unghiului XOY, formează unghiuri congruente cu laturile unghiului XOY, deci este bisectoarea acestui unghi. Un nou exercițiu. O bucată dreptunghiulară de hârtie, precum cea din figura 1, a fost pliată ca în figura 2. Demonstrează că porțiunea în care cele două părți ale hârtiei se suprapun, adică această porțiune care poate fi vizualizată în figura numărul 3, are forma unui triunghi isoscel. Trebuie să demonstrăm, deci, că acest triunghi, care reprezintă porțiunea de suprapunere și pe care îl notăm cu ABC, este isoscel. Trebuie, deci, să identificăm două dintre laturile acestui triunghi ca având aceeași lungime. Pentru început am introdus niște notații. Această margine a hârtiei am marcat-o ca fiind segmentul numit BD, iar această margine a hârtiei am marcat-o ca fiind segmentul CE. Punctul P
este piciorul perpendicularei din punctul A pe BD, iar punctul Q este piciorul perpendicularei din E pe CE. Observăm că în acest moment au apărut triunghiurile APB și AQC, triunghiuri dreptunghice, și încercăm să vedem dacă ele sunt și congruente. Pentru început, AP și AQ au niște lungimi egale cu lățimea foii de hârtie. Prin urmare, AP este congruent cu AQ. Triunghiurile sunt dreptunghice, deci ne mai este necesară o congruență pentru a deduce că ele sunt congruente. Să vedem. AP este perpendicular pe BD, dar BD este paralel cu AC. Prin urmare, unghiul PAC are și el 90 de grade și atunci PAB este complementul unghiului BAC. Analog, AQ este perpendicular pe CE, care CE este paralel cu AB, deci unghiul QAC este de 90 de grade, deci unghiul QAC este complementul unghiului BAC. Unghiurile BAP și QAC au același complement, deci sunt congruente. În momentul acesta, conform cazului catetă-unghi, triunghiul APB este congruent cu triunghiul AQC. De aici rezultă că ipotenuzele AB și AC sunt congruente, deci triunghiul ABC este un triunghi isoscel. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Încă din antichitate, egiptenii știau să calculeze volumul trunchiului de piramidă, iar babilonienii aveau deja tabele trigonometrice. În limba română, noțiunile de adunare, scădere, înmulțire, împărțire, triunghi, sinus și cosinus au fost introduse de către omul de cultură Gheorghe Lazar în anul 1820. Atât pentru această dimineață. Ne revedem și mâine, tot de la ora 9 fix. Până atunci, găsiți pe pagina de Facebook suportul de curs și temele propuse. Teleșcoala continuă și după amiază de la ora 15, cu lecții pentru elevii de clasa a 12-a. Pe mâine, zi frumoasă să aveți!